seara, stimați telespectatori. Am fost foarte tristă ieri când m-am plimbat câteva ore bune la Rome Expo, unde era târgu de carte. Am văzut atâtea cărți. Atâtea cărți am văzut și n-am putut să mi le cumpăr, că mă gândeam, puneam mâna pe una, vedeam cât costă, dacă o cumpăr pe asta, n-am cu ce să-mi plătesc întreținerea, n-am cu ce să-mi plătesc ratele, n-am cu ce să plătesc lumina. Am luat-o câteva care mi s-au părut mai ieftine, din păcate, asta este situația. Și când mă plimbam așa, am văzut că la un stand se pregăteau de o lansare și am întrebat și eu ce carte se lansează. S-a spus, se lansează Incertitudine, o carte scrisă de domnul George Cristian Maior, directorul general de la SRI. Hopa, am spus eu. Și am întrebat, ne dați voie să filmăm și noi? Sigur că da, toată lumea poate să participe la acest eveniment. Am filmat cu gândul că o să facem o știre, că așa este elegant. Dar ascultând și răsfoind această carte, mi-am dat seama că merită mai mult decât o știre. Merită să vedeți și dumneavoastră ce s-a întâmplat acolo. Merită să citiți această carte, care este foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult că s-a accentuat pe ideea de intelectual. Intelectual fiind, de altfel, domnul George Cristian Maior, știți că este fiul domnului profesor Liviu Maior, fostul ministru al învățământului. Repet, atunci când am auzit despre soldatul intelectual și despre ceea ce înseamnă mult mai mult decât ce se vede, mi-am dat seama că este un lucru de foarte bună calitate ce se întâmplă acolo și am ținut mult să vă prezint și domniilor voastre acest eveniment. Numai ascultați-mă puțin să vă citesc motoul acestei cărți, care se numește Incertitudine, am spus. Vreau să aduc mulțumiri dumnezeiescului labirint de efecte și cauze pentru diversitatea făpturilor care alcătuiesc acest univers neobișnuit, pentru rațiune care nu va înceta să viseze la un plan al labirintului. Ce frumos! Georges-Louis Borges. Deci este suficient să citiți motoul ca să vă dați seama că e vorba de o carte scrisă cu foarte multă generozitate, profunzime și e scrisă de un intelectual. Sau frumoasele versuri, acum citez, ale lui Czesław Miloș, un poem pentru sfârșitul secolului, a cărui traducere ne aparține, adică aparține probabil domnului George Cristian Maior. Când totul era bine și noțiunea de păcat dispăruse și pământul era pregătit în pace universală să consume și să se bucure, eu, din rațiuni necunoscute, înconjurat de cărți ale profeților și teologilor, ale filozofilor, poeților, căutam un răspuns, înfuriindu-mă, strâmbându-mă, trezându-mă noaptea, mormăind la apus. Ce m-a apăsat atât de mult era oarecum rușinos. Să vorbesc tare despre acest lucru n-ar demonstra nici tact, nici prudență. Ar părea chiar o ofensă adusă bunăstării umanității. Foarte frumos, nu vreau să vă dezvălui eu mai mult despre conținutul acestei cărți, o să vedeți de fapt la prezentare, pe care o să o urmărim acum împreună, dar părerea mea este, stimați telespectatori, atât cât contează părerea mea, să procurați această carte și să o citiți, pentru că poate în felul ăsta ne vor mai dispărea gândurile rele pe care le avem unii despre alții, din păcate. Ce frumos ar fi să gândim frumos unii despre alții. Haideți să urmărim ce s-a întâmplat la Rome Expo, la această prezentare, la această prezentare de carte, Incertitudine. Domnule director, domnule Dâncu, doamnelor, domnilor, trebuie să vă spun că mă aflu în situația în care în stânga mea se află un recidivist. Domnul Maior este un recidivist și recidivează grav. În teme extrem de serioase, extrem de complicate, extrem de bine puse în pagină, extrem de actuale, pline de paradoxuri, dar ce nu e plin de paradoxuri în lumea care ne înconjoară acum? Pentru că dacă veți pune mâna pe acest volum,
care sub numele autorului are un cuvânt scris mare, incertitudine, veți constata că incertitudinea despre care vorbește domnul Maior este incertitudinea zilei de azi, a zilei de mâine, dar nu e neapărat un semnal de alarmă. E o incertitudine care te îndeamnă într-adevăr să creezi ceva, de exemplu gândire strategică în relațiile internaționale, te îndeamnă să mai faci un lucru, să te implici cumva, te îndeamnă să gândești foarte serios la lucrurile pe care le ai în față, chiar și dacă nu ești al domeniului, chiar dacă nu vei apuca vreodată să te implici în relațiile internaționale, dar vei simți la un moment dat pe propria-ți piele ce înseamnă că țara în care trăiești face pași înainte într-o anumită direcție. Aici lucrurile devin complicate, pentru că spuneam, e o carte cu paradoxuri. Incertitudinea până la urmă va naște strategii și iată ce spune autorul pe ultima pagină. Aceasta nu trebuie să ne descurajeze în formularea răspunsurilor necesare la, pe ultima copertă, pardon, necesare la întrebări din ce în ce mai dificile care vor testa validitatea acelei gândiri strategice necesare pentru a rezista surprizelor viitorului. Istoria ne învață măcar că acest lucru este totuși posibil. Iată așadar că incertitudinea nu va naște în continuare incertitudini, va naște lucruri cu adevărat bune și partea bună e că le și face posibile. Dar mai aflăm un lucru, că paradoxal, atunci când dorești să-ți aperi libertatea, într-o primă fază s-ar putea să fii silit să-ți o îngrădești. Nu neapărat în sens heideggerian, acolo cunoaștem cum stau lucrurile. Aici vorbim despre altceva, vorbim despre strategii. Paradoxal, geopolitica revine, deși credeam că vom trăi într-o lume în care lucrurile se vor așeza altfel și bătălia pentru resurse nu va fi neapărat aceea pe care, la un moment dat, vizionarii preferau să o înlăture într-o lume care ar fi trebuit să se așeze pe noi temelii. Ei, nu se întâmplă neapărat așa. Mai mult decât atât, o să vedeți dacă veți citi cartea, în partea dedicată resurselor și a bătăliei pentru resurse, veți afla care sunt actorii mari, dar veți afla și lucruri de detaliu interesante, cum ar fi, de exemplu, felul în care Turcia dorește să joace în această ecuație. Lucruri cu adevărat bine puse în pagină, cu adevărat bine scrise, care îl arată pe autor drept ceea ce este cu adevărat, un specialist. Acum, întâmplător, acest specialist este directorul Serviciului Român de Informații. Și aici vine o altă chestiune care este aparent paradoxală. În general, tendința este aceea de a crede că oamenii din servicii nu se expun. Nu ies în față, nu sunt cunoscuți, sau dacă ies în față, o fac într-o altă manieră. Ei bine, domnul Maior nu mai are acest tip de rezervă. Mai mult decât atât, spuneam, recidivează. Acest volum este o recidivă gravă, gravă în sensul tonului, da? Vorbim despre lucruri grave aici, dar nu despre lipsa de orizont și nu despre lipsa de perspectivă. Mai mult decât atât, mă îndrăznesc să spun o chestiune pe care va trebui să mă asum din moment ce o spun public. Cred că PR-ul pe care vrând nevrând îl face domnul Maior în acest moment e cu adevărat benefic pentru Serviciul Român de Informații, cel puțin. O instituție care trăiește în continuare, cel puțin în percepția publică, undeva într-o zonă nu foarte clară, nu foarte bună, nicăieri serviciile nu sunt foarte bine văzute. Cunoaștem, de exemplu, celebra formulă americană "We love to hate them". Poate. Poate că e doar o glumă. Nu știu dacă e neapărat așa. Cert este că, în mod evident, noul val, ca să spunem așa, nu știu dacă domnul Maior reprezintă sau nu noul val, dar dacă așa se întâmplă, noul val este cu adevărat vizibil și aș putea spune acceptabil. E adevărat, într-o zonă de incertitudine cu serviciile, nu știi niciodată cum stau lucrurile. În sfârșit, de data asta vorbesc la microfonul oficial, îmi permit gluma asta. Vă supărați, domnul director? Nu. Încă nu. Încă nu s-a supărat. Bun. Cert este, una peste alta, că acest volum este cu adevărat valoros. Este cu adevărat bun, este cu adevărat bine scris și, cum spuneam, îl prezintă pe autor ca fiind cu adevărat un specialist. De aceea nu pot să vă spun decât că vi-l recomand cu adevărat aliniat în seria mare de scritură pe acest domeniu la nivel mondial. Sunt puțini specialiști, sunt mulți cei care scriu, dar puțini cei care sunt specialiști. Domnul Maior este unul dintre ei. Vă mulțumesc! Mă gândeam cum să încep, dacă să încep cu începutul cărții sau să încep cu ceea ce cred eu că este important la această lucrare, pentru că are un titlu care mai degrabă este extras din ceea ce metaforic și George Maior și alții înaintea lui pe care îi citează au numit Lumea Umbrelor, din zona asta a metaforei care ascunde mai degrabă decât dezvăluie.
Aș vrea să spun însă că această carte este un fel de început de drum pentru o disciplină. Este început de drum pentru ceea ce se numește în ultima vreme tot mai puternica disciplină, gândirea strategică. Aș vrea să spun gândirea neostrategică, dacă nu cumva această carte, dacă nu m-ar fi convins autorul în această carte, că atunci când nu înțelegem lumea, adăugăm un prefix, îi spunem post sau îi spunem neo. Se războiește George Maior aici cu toate formele de post-modernism, post-liberalism, post-economie de piață, chiar post-criză, pentru că eu cred că are dreptate. O analiză lucidă a evoluției lumii arată că atunci când nu înțelegem ceva, atunci când gândirea merge în spatele realității, în acel moment îi dăm un nume care începe cu post. Și când am terminat cu acel post, de fapt îi dăm un alt nume, dar tot cu un pas în spatele realității suntem. Aș vrea să spun că această carte este un tratat. Este un tratat privind gândirea strategică. Un tratat în care autorul face lecții. Face lecții cu discreție, cu discreția care îl caracterizează datorită muncii de zi cu zi pe un gânditor în domeniul acesta și mai ales directorul unui serviciu de informații. Nu lipsesc din această carte clasicii gândirii strategice, nu lipsesc conceptele și nu lipsesc aplicațiile, să spunem. Cel care urmărește acest labirint, acest labirint de concepte și de teorii, ar putea să observe la finalul cărții că de fapt a trecut, a absolvit un curs. N-a început cu teoria și să se termine cu studiile de caz, pentru că autorul le amestecă într-un mod fericit, într-un mod care este într-un fel paradigmatic pentru carte, pentru modul cum și-a construit această lucrare. Aș vrea să spun că este primul autor dintr-o nouă generație de strategi. Se pare că în ultima vreme, pe șantierele strategice care s-au născut, a început să apară un nou tip de specialist. Am putea să traducem în românește, să zicem, diferența între strateg și strategist. Strategiștii erau cei care stăteau mai degrabă în birouri, care stăteau la academie sau în universități și gândeau formule strategice, modele statistice, modele complicate, modelarea incertitudinii. Aceștia s-au întâlnit, mai ales după 11 septembrie, și asta ne arată George Maior în această lucrare, aceștia s-au întâlnit pe un nou șantier. Academicienii s-au întâlnit cu profesorii, cu militarii și cu politicienii, s-au întâlnit pe un șantier unde trebuie să gândim în condiții de incertitudine. Și chiar dacă nu vorbește în această carte despre asta, eu știu de la autor că a avut curajul să scrie despre aceste lucruri noi, pentru că unul din colegii lui din Statele Unite, să spunem, Thomas Schelling, a luat premiul Nobel pentru economie acum vreo 4 ani, aplicând teoria jocurilor la competiție. Este unul dintre cei care a reușit ca să modeleze, alături de alte echipe de gânditori în strategie, să modeleze, de exemplu, conflictele asimetrice din perioada aceasta în care ne confruntăm cu terorismul. De asemenea, această lucrare are avantajul că aduce o serie de concepte noi pentru gândirea strategică de la noi. Aduce concepte care au fost forjate în ultimii ani în acest domeniu. Conceptul de non-stat, de exemplu, ca fiind o entitate care poate să acționeze agresiv ca și un stat, dar care poate fi chiar mai periculos. Aici asta mi-a adus aminte, sigur, și de Chomsky, care aduce recent noțiunea de stat eșuat, de state care și-au pierdut capacitatea de a se apăra și și-au pierdut capacitatea de autonomie decizională la un moment dat. Ceea ce spune George Maior în această carte este că incertitudinea nu este o metaforă mai degrabă pentru dezordine. Incertitudinea este, până la urmă, un nou tip de organizare socială. Ce tip de organizare socială ar fi asta? Ar fi ceea ce unii sociologi numesc mai nou modernitate fluidă. În modernitatea asta fluidă, granițele sunt mai puțin importante. Identitățile oamenilor nu sunt fixe. Vorbim tot mai des, chiar și în geostrategia din marketing, de exemplu, despre faptul că
chiar și consumatorii, au identități multiple, au mai multe scheme identitare și există contexte în care, în funcție de stimuli, se activează o anumită identitate. Deci avem un fel de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, dar într-o foarte extinsă paletă socială. Ceea ce mai definește, să spunem, această modernitate fluidă, această modalitate de incertitudine, este ceea ce George Mayer numește aici câmpuri vagi. Este un concept care înseamnă că istoria nu se desfășoară cronologic. Istoria nu are un punct, să zicem, spre care merge neapărat. Istoria se dezvoltă după modelul inundației, se poate dezvolta în toate părțile. Un stat nu are neapărat un centru, contează foarte mult conexiunea. Ori paradoxul conectivității în lumea contemporană este acesta. Cu cât se dezvoltă mai mult rețelele, de fapt, cu atât aceste rețele sunt mai greu de controlat, sunt tot mai fragile, sunt multicentrice, sunt multipolare. În anumite momente și în foarte scurte momente de timp, de exemplu, se poate întâmpla ca să se dezintegreze o rețea care părea foarte solidă. Aceasta este, din punct de vedere epistemologic, să spunem, chiar din punct de vedere praxeologic, este marea contribuție pe care gândirea neostrategică, gândirea strategică de astăzi o aduce pentru a înțelege lumea contemporană. Acest paradox al conectivității este completat și de alt paradox pe care îl amintește aici George Mayer și într-o anumită măsură mi se pare că îl și rafinează, completând oarecum ceea ce a citit din bibliografia foarte recentă, pentru că dacă vă uitați, el are și un excurs bibliografic în clasici și teorie strategice, dar are și foarte multe articole din 2009 din reviste strategice pe care le citează aici. Este vorba de paradoxul puterii. Astăzi, spune George Mayer în această carte, s-a acumulat, să zicem, cantitatea de putere care există în lume. Dar paradoxul este că este atât de distribuită încât nu mai funcționează centrii de putere care funcționau înainte, care fundamentau înainte o teorie a echilibrului de putere. Astăzi, echilibrul de putere este dinamic. Echilibrul de putere trebuie, în același timp, cum vorbește scurt, în câteva fraze despre țara noastră, trebuie gândit din perspectiva legitimității. Spune George Mayer aici, legitimitatea este o sursă de putere foarte importantă. Acest lucru noi nu l-am înțeles. Spune într-o paranteză ușor că noi încă nu avem o țară destul de puternică pentru că nu am știut să acumulăm ceea ce strategii americani numesc acum puterea soft. Puterea relațională, puterea de a fi acolo unde se decide, puterea de a fi aproape de sursele de decizie din fiecare moment. Este o carte foarte vie, este o carte care trăiește. O să citiți cu o plăcere deosebită, pentru că deși are ideile unui tratat, este scrisă de o manieră, aș spune postmodernă, dar poate se supără pentru ideea asta de postmodernitate, îi place termenul. Să vă dau un singur exemplu. Se vede aici formația lui culturală deosebită. Se vede, de fapt, cum singur se autodefinește ca fiind noul soldat. Cum vorbește George Mayer în această carte despre noul soldat? El spune că noul soldat trebuie să fie pregătit în diplomație, în sociologie, trebuie să cunoască foarte bine antropologie, să fie un specialist în culturi. Pentru că noul soldat nu mai este cel care câștigă o confruntare, este cel care la un moment dat trebuie să reconstruiască un teritoriu, este cazul Irakului și a celorlalte, și de asemenea este cel care la un moment dat trebuie să participe alături de ceilalți la o schimbare comună, la o schimbare socială. Asta înseamnă că noul soldat trebuie să fie un intelectual. Vorbește în mai multe locuri în carte despre rolul pe care intelectualii îl au acum. Vorbește despre un fel de intelectuali soldați care astăzi s-au întâlnit pe câmpul acesta al apărării și al gândirii strategice naționale și pe care toate națiunile le folosesc. Este un capital intelectual pe care îl folosesc în ceea ce privește apărarea. Spuneam că este o carte vie pentru că autorul face mereu, citează poeți, citează scriitori, citează istorici. Mi-au plăcut și eu sunt un fan așa al poeziei de peste tot. Mi-a plăcut că cartea începe cu un citat din Borges.
un citat care până la urmă este și obsesia oricărui cercetător, este și obsesia oricărui scriitor, a celui care caută adevărul. Este un citat care este un fel de proiect pentru George Major. El spune în acel citat, de fapt, preia ideea următoare: aș vrea să fac un plan al labirintului. De fapt, această metaforă a labirintului este și funcționează în toată cartea. Mi-a plăcut că și cartea se termină de asemenea cu o poezie. Este vorba de poezia lui Saddam Hussein. O poezie pe care nu o analizează literar. Spune că este fără nicio valoare literară. Dar această poezie este o încercare a lui Saddam Hussein de a se martiriza. Până la urmă, cel care s-a opus într-un fel logicii contemporane, logicii mersului înaintea lumii, participă la un ritual, la un ritual de gândire strategică. Pentru că acești Thomas Schelling și ceilalți gânditori în domeniul strategic din ultimii ani, care au reușit să modeleze războiul asimetric cu terorismul, au reușit să găsească până la urmă un antidot la ceea ce însemna de fapt acest conflict asimetric. Antidotul era următorul: la această dulce alternativă de care spuneau ei, această dulce alternativă, moarte sau victorie, pe care îl aveau ei în raport cu occidentalii, în raport cu americanii, care au ideea că, sigur, iubim viața, raționalitatea. Ce spune toată logica terorismului? A mers pe ideea că trebuie să faci expresivă această iraționalitate. Făcând expresivă această raționalitate, de fapt, îți construiești expresiv propria ta nebunie, care îi șochează pe ceilalți. Câștigi prin această asimetrie, pentru că reușești să demonstrezi că ești mai nebun decât ei. Până la urmă, Saddam Hussein, în acest final, încearcă să se martirizeze printr-un gest de expresivitate mai degrabă. Devine modern, devine postmodern prin acest act. Este foarte interesantă construcția cărții. Știu că se gândește la toate detaliile George Major și știu că nu este întâmplătoare. Nu are legătură numai cu cronologia publicării, să spunem, într-o revistă, care ar putea să pară la prima vedere ca fiind foarte importantă. Aș mai vrea să spun un lucru raportat, legat tot de modul în care construiește frumos o carte ușor de citit. Ușor, o carte în care încearcă să aducă cititorul într-un teritoriu care este străin și de care s-ar putea feri. Vine cu tot timpul cu citate din istorie. Dă un citat dintr-un istoric roman care definește barbarii. Un citat fantastic care se potrivește perfect peste modul în care definim acum inteligent pe teroriști, terorismul în general. Spune istoricul că barbarii vin și călăresc foarte repede, dar în mod deliberat pot călări la întâmplare, spune el, și provoacă mari pierderi. Deci, în mod deliberat călătoresc barbarii la întâmplare, deci nu sunt previzibili, creează incertitudine prin propria lor mișcare. Este o metaforă frumoasă pentru această carte. Îl felicit pe autor pentru că reușește să nu doarmă nopțile ca să scrie. Ziua nu are cum, e clar, ca să scrie. Și vă rog și vă invit să călăriți și dumneavoastră deliberat la întâmplare prin această carte. O să ajungeți până la urmă într-un punct în care o să vă gândiți să-i dați un telefon lui George Major și să-i spuneți că a scris o carte frumoasă. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Tabără și domnului Dâncu pentru aceste cuvinte și să mulțumesc tuturor celor care s-au obosit să fie prezenți la această discuție aici. Și mă bucur că văd prieteni apropiați și de idei și de viziune, cum este domnul Mircea Pașcu, de exemplu. Mă bucur că văd foarte mulți colegi, studenți. Mă bucur că putem să discutăm, să reflectăm la câteva chestiuni care ar fi importante, zic eu, pentru cunoașterea lumii internaționale a secolului 21. Aș vrea totodată să mulțumesc foarte mult revistei Cultura, care mi-a oferit posibilitatea în timp,
să public multe din aceste studii și articole prezente în carte. Este un lucru foarte greu astăzi să găsești o revistă de calitate și de ținută intelectuală capabilă să-ți ofere și o libertate de exprimare și de desfășurare în legătură cu aceste teme care, din păcate spun, preocupă foarte puțin opinia publică de la noi. Este o carte la care țin foarte mult pentru că vorbește, în primul rând, și aici este esența, cred, despre necesitatea cunoașterii. Necesitatea cunoașterii este atât de puternică în acest secol plin de incertitudine, cum l-am definit, încât este și efectul unui extraordinar paradox. Pe măsură ce cresc sursele de informare, surse publice, ziare, internet, cantitatea de informații este atât de masivă, pe atât de dificil este să discernem lucrurile esențiale care ne pot apăra, în primul rând, de aceste incertitudini și care ne pot duce în cele din urmă la progres într-o asemenea evoluție și într-o asemenea dinamică internațională. Pledoaria aceasta pentru cunoaștere este tot mai dificilă, din păcate. Ne luăm adesea după aparențe, ne luăm adesea după lucruri ușoare, lejere, care, într-un fel, îngreunează efortul mental, de gândire, de reflexie asupra atâtor lucruri care se petrec în această lume și care, din păcate sau din fericire, ne influențează în fiecare zi. Este, deci, o pledoarie fundamentală pentru cunoaștere, dar și o pledoarie pentru a încerca să vedem dincolo de aceste aparențe, dincolo de ceața aceasta cognitivă care uneori ni se înfățișează ca un soi de perdea în legătură cu multe din evenimentele care trec pe lângă noi și care, repet, ne influențează, ne afectează viața de zi cu zi. Secolul 21 a debutat cu un incident major pentru relațiile internaționale, 11 septembrie 2001, exact într-o perioadă în care, cel puțin noi aici în Europa și în Statele Unite, bineînțeles, în zona euroatlantică, credeam că avem asigurată liniștea, pacea necesară după atâta timp de război rece, de conflicte pe aceste teritorii. Iată că am avut o surpriză atunci. După ce ea s-a consumat și am încercat să o tratăm prin diverse mijloace, în 2008 ne-am trezit cu o altă surpriză, criza economică și financiară mondială, iarăși într-un spațiu temporal foarte îngust la scara istoriei. Ce surprize ne-ar putea oferi, deci, viitor în fața acestor experimente prin care am trecut și în fața acestor evoluții, unele dramatice care ne-au afectat? Este această carte o invitație la reflexie în legătură cu multe surprize care pot apărea în ceea ce privește condiția noastră de indivizi, condiția noastră de state în lumea internațională și încearcă să definească acei parametri de gândire strategică care ne pot oferi o prognoză în legătură cu evoluțiile din viitor. E o carte la care țin foarte mult pentru că abordează nu doar din punct de vedere geopolitic lumea internațională, o abordează și din punct de vedere cultural și din punct de vedere sociologic și din punct de vedere al teoriei informației. E o carte care, într-adevăr, conține multe paradoxuri. Unul dintre ele este legat de aceste asimetrii care se dezvoltă în această lume, care fac posibilă, de exemplu, vulnerabilizarea unui stat foarte puternic, cum e Statele Unite ale Americii, în fața unui atac terorist provocat de câțiva indivizi, practic, planificat de aceștia și executat de aceștia
beneficiind de resursele tehnologice de care dispunem în acest secol. Alte paradoxuri s-ar referi la faptul, deci, că ceea ce este mic, de exemplu, cum spun în carte, poate fi foarte puternic și ceea ce este foarte puternic poate fi foarte slab în același timp. Sunt chestiuni la care ar trebui să reflectăm și merită să reflectăm foarte serios. Sunt multe alte lucruri de spus în legătură cu varietatea subiectelor la care am meditat în această carte și pe care am încercat să le exprim. Dar cel mai mult țin la capitolul despre filozofia lui Niebuhr, care poate fi aplicată și astăzi, un realism istoric care trebuie să ne învețe că nimeni nu poate fi un manager al istoriei, nu se poate iluziona în legătură cu posibilitatea de a controla forțele istoriei așa cum și închipuie și și-o dorește, și că măcar acest lucru ne învață istoria să fim prudenți și precauți, pentru că iluziile noastre s-ar putea să ne coste foarte mult dacă cădem în această capcană, capcană intelectuală și capcană de acțiune practică, fie politică, fie militară, fie diplomatică. Vă invit să citesc acest capitol. Este un gânditor care a scris prin anii 50 ai secolului trecut și care dintr-o dată este redescoperit astăzi, când trebuie să facem față atâtor provocări. Sunt și multe alte aspecte abordate, de la scutul antirachetă până la evoluțiile din Irak, chestiuni de tehnologie contemporană, de informație contemporană, această creștere exponențială, cum spuneam, a informației, a cantității de informație din sistem, care ne poate pune uneori probleme greu de descifrat, de decodat din punct de vedere al analizei. Sunt câteva aspecte pe care le-am abordat mai sumar, poate într-o ediție viitoare am să am libertatea reală de a merge mai departe cu unele dintre ideile și conceptele expuse în carte, dar mă bucur că am putut finaliza acest proiect la care am meditat și am lucrat de mulți ani de zile. Și mă bucur că am avut posibilitatea, nu doar din punct de vedere al reflecției intelectuale asupra lucrurilor, să scriu această carte, și din punct de vedere al practicianului. Mi-aduc aminte de perioada petrecută la Ministerul Apărării, când, vorbind în această carte despre Irak sau Afganistan, de exemplu, am avut posibilitatea efectiv ca de acolo, din teren, să sesizez anumite evoluții, și unele sunt chiar descrise în carte și mie mi se pare cel puțin interesant de relevat către cititor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru cuvinte. Poate n-am fost foarte sistematic în expunerea mea, dar, repet, gândiți-vă la această carte ca la o pledoarie pentru cunoaștere, pentru a rezista aceste incertitudini și pentru a putea, în final, să reușim să o dominăm. Este în puterea noastră să facem acest lucru și trebuie să ne concentrăm pe acest fapt. Îmi pare rău că în mediul nostru, repet, intelectual, aceste lucruri nu sunt expuse mai mult și la nivel de media. Foarte mulți oameni de deosebită calitate intelectuală și analitică nu au posibilitatea să își expună publicului mai larg aceste chestiuni, datorită faptului că suntem dominați adesea de tot felul de lucruri secundare, sterile, unele chiar hilare și, ne-aș spune, chiar grotești. Deci, haideți să ne întoarcem un pic la carte și să încercăm să învățăm lumea și din marile învățăminte date de mulți, mulți gânditori care se mai obosesc să scrie astăzi. Mulțumesc foarte mult!